Putem începe? Da. Bună ziua tuturor! Conferința de astăzi este despre alegerile repetate din satul Călinești, raionul Fălești. Noi vrem să informăm opinia publică, Comisia Electorală Centrală și autoritățile responsabile despre debandada electorală care are loc în această localitate. Este unica localitate care până în prezent nu și-a ales primarul în mod democratic și asta este din cauza mai multor fraude și încălcări comisie în timpul alegerilor în cadrul turului 2, alegerilor locale, în baza deciziei Curții de Apel Bălți din 13 februarie 2020, menținută prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 19 februarie, s-a admis contestația concurentului electoral Eduard Curtescu. Astfel, s-au invalidat rezultatele alegerilor, iar ulterior, Comisia Electorală Centrală a decis ca primarul de la Călinești urmează să fie ales repetat pe data de 8 martie, respectiv în această duminică. Astfel, după luni de zile în care ne-am luptat să se facă dreptate și am câștigat o judecată, ne-am pomenit, de fapt, tot acolo, de unde ne-am pornit, sau poate și mai rău. Pentru că ceea ce se întâmplă acum în satul Călinești este absolut dezolant. La 2 martie, deci lunea aceasta, noi am depus o cerere către primăria satului Călinești pentru a ne permite să desfășurăm o întrunire electorală cu cetățenii în data de 6 martie, vineri, ora 16. Din start, cererea a fost acceptată, iar peste noapte ne-am trezit cu refuzul, deci noi am început să anunțăm oamenii localnici să livrăm invitații prin sate, iar a doua zi ne-am pomenit cu refuzul acestei cereri, cu trimitere la un ordin, deci este vorba despre ordinul 152, emis de către șefa direcției educație a Consiliului Raional Fălești, doamna Osața Mariana. Deci în acest ordin se face referire la profilaxia infecțiilor virale și respiratorii. Astfel, conform acestui ordin, Direcția Generală a Educației din Fălești obligă toți managerii instituțiilor de învățământ să asigure limitarea accesului persoanelor străine în instituțiile de învățământ. Probabil că executarea acestor ordine, pentru că este un ordin 152 și este al doilea 140, emis de altfel tot de aceeași șefă a Direcției Educației, fac referire, deci noi solicităm întâlnirea cu alegătorii să aibă loc în data de 6 martie, vineri, copiii deja vor fi în vacanță. Respectiv, nu există niciun pericol de infecții virale și respiratorii pentru copii. Ori acest exces de zel seamănă mai mult a obstrucționarea procesului electoral democratic decât de grija pentru sănătatea copiilor. De altfel, este foarte ciudat că această grijă nu se atestă și în cazul deputatului socialist Oleg Sava, care împreună cu președintele raionului socialist organizează întâlniri electorale în raionul Fălești. Bună oară, duminică a avut loc o întâlnire cu cetățenii în satul Hâncești din raionul Fălești. Respectiv, pe 1 martie, pentru PSRM, nu era urgență de sănătate publică, iar pe 2 martie, pentru blocul acum, deja este. Deci, ceea ce se întâmplă în Călinești este o încălcare flagrantă a legii, ori, conform articolului 52.6 al Codului Electoral, autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure posibilitatea desfășurării unor astfel de întâlniri în termene și în condiții egale. În situația în care ne-am trezit că o șefă de direcție a educației, care se crede mai presus de orice și emite legi pe bunul său plac,
putem constata că, de fapt, Plahotniuc a plecat, iar năravurile sale au rămas, iar mâine, poi mâine, fiecare șef de direcție va avea tupeul să emite ordine și, de ce nu, să dea indicația în genere de a nu avea sau de a interzice, în general, alegerile din Călinești. Vreau să mă adresez tuturor funcționarilor publici, șefilor de direcții, președinților de raioane și vicepreședinților de raioane. Noi vrem să vă aducem aminte că dumneavoastră lucrați în interesul cetățenilor, nu împotriva lor, nu la indicațiile unor grupuri sau partide politice. Și să știți că noi nu vom permite astfel de samovolnicii, noi nu vom permite intimidarea cetățenilor, încălcarea legii și instaurarea fricii. Această întâlnire va avea loc vineri, 6 martie, ora 16, așa cum prevede legea și nu așa cum prevăd ordinele interpretate și emise la comanda politică. De altfel, ieri toți membrii BESF din satul Călinești au fost efectiv evacuați din școala din Călinești și au fost transferați pentru a începe desfășurarea pregătirilor pentru alegerile din 8 martie în incinta clădirii primăriei. Despre aceasta mai detaliat vă va vorbi colegul meu, Sergiu. Te rog. Bună ziua, vă spun și eu. Recapitulez ceea ce a spus Doina. Conform legii, autoritățile locale sunt obligate să asigure localuri speciale pentru întâlniri electorale. În cazul primării, în cazul Călinești, s-a interzis de facto oferirea unui astfel de local. Noi am depus cerere, s-a oferit răspuns, clădirea respectivă, clădirea școlii este unica instituție unde pot avea loc aceste întâlniri, prin urmare s-a încălcat pe de o parte legea, pe de altă parte s-a îngrădit dreptul nostru de a ne întâlni cu alegătorii. Al doilea aspect este schimbarea subită a localului secției de votare. În această săptămână, la dispoziția direcției învățământ, s-a schimbat locația secției de votare. Anterior era în cadrul școlii, acum s-a schimbat localizarea în cadrul primăriei. Și aici, în primul rând, vorbim de încălcarea legii, pentru că, conform prevederilor codului electoral, în turul 2 nu pot schimba locația secției de votare. 2. Competența de a stabili localizarea unei secții de votare aparține Consiliului Electoral Circumscripției și nu autorităților publice locale. Autoritățile publice locale doar facilitează sprijine organele electorale în identificarea unui local al secției de votare. 3. Există o instrucțiune foarte clară a CEC-ului care spune că o secție de votare trebuie să se afle exclusiv la partierul unei clădiri. Ori, în cazul nostru, locația care se propune de către direcția de învățământ este la etajul 2. Sau, mă rog, etajul 1, etajul 2, așa cum numărăm noi de obicei. Ceea ce înseamnă automat că persoanele în etate și persoanele cu dizabilități nu vor putea efectiv să voteze. Dincolo de faptul că suprafața secției de votare care se propune de către direcția de învățământ, urmare a emiterii acestui ordine, este undeva 2/14. Da? Regulamentele CEC-ului spun foarte clar că trebuie să existe condiții efective pentru exercitarea dreptului de vot, pentru asigurarea secretului votării, pentru asigurarea ca alegătorii sau procesul de votare să meargă în mod efectiv, adică o persoană să vină, alta să plece, ori cum vă imaginați într-o locație 2/7 să se asigure acest proces. Deci este o problemă foarte mare de organizare a alegerilor. Practic tot ceea ce s-a făcut prin schimbarea locației secției de votare, apropo, secții de votare în incinta școlii a fost dintotdeauna la toate scrutinile, deci zeci de scrutini care au avut loc în Călinești-Fălești, secția de votare a fost amplasată exclusiv în interiorul
școlii din sat. Ori acum se schimbă această localizare în, la etajul 2, la primărie, într-un spațiu 2 pe 7 metri pătrați. Plus la asta, există regulamentul Comisiei Electorale Centrale cu privire la supravegherea video. Noi ne dăm seama că această sau urmarea schimbării localizării acestei secții de votare, camere video nu vor exista. Prin urmare, admitem că scopul acestei schimbări subite a localizării secției de votare este inclusiv de a nu permite supravegherea video sau filmarea cel puțin a mersului votării, așa cum prevăd toate rigorile Comisiei Electorale Centrale. În concluzie, această decizie a celor care organizează alegerile sau sunt implicați în procesul de alegeri în satul Călinești-Fălești, bineînțeles că are scopul de a bloca practic participarea cetățenilor la votare. După cum am spus, persoanele în etate, persoanele cu dizabilități, persoanele care s-au obișnuit cu locația secției de votare, respectiv există riscul că ei vor veni la votare și când vor vedea că nu este acolo secție de votare, vor face cale întoarsă. Deci, în loc să facilităm posibilitatea oamenilor să voteze, noi dimpotrivă, prin această decizie sau autoritățile publice de acolo, din Fălești, dimpotrivă obstrucționează practic mersul votării. Mai mult decât atât, acest lucru contravine legii. Noi vom face chiar astăzi contestațiile de rigoare, le vom depune la instituțiile responsabile. Pentru ziua de duminică invităm mass media să vină în Călinești, să monitorizăm împreună mersul votării și eventual să obstrucționăm împreună comiterea fraudelor electorale eventuale care pot fi puse la cale de către guvernarea actuală, în special vorbim de Partidul Socialiștilor, pentru că el este la guvernare mare parte în raionul Fălești. Aici lângă noi este domnul Curtescu, candidat la primar. Domn primar, dacă vreți să spuneți ceva. Bună ziua, sunt locuitor al satului Călinești, raionul Fălești. Sunt candidat la funcția de primar, susținut de Partidul PAS. Și sunt acum venit din localitatea satul Călinești. Vă spun că situația în sat este foarte grea, lumea este agitată, lumea se tem să ia pliante, pur și simplu e dezastru. Noi am luptat până acum pentru dreptate și sperăm că totuși vom învinge până la urmă. Și foarte mult mulțumim Partidului PAS că ne susține și avem susținere mai departe. Și vom învinge împreună. Suntem o echipă unită și sperăm că vom face eforturi foarte mari ca să învingem. Mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Mazur Ion, eu sunt avocatul care l-a reprezentat pe domnul Curtescu în procesul de judecată prin care a fost invalidate alegerile pentru turul 2 a primarului din satul Călinești. Deci ce vreau eu să relatez suplimentar la cele menționate? În turul 2 au fost circa 80 de persoane dispuse de a vota la domiciliu. Și această încălcare a fost constatată de către instanța de judecată în cazul infirmierii acestor alegeri. Noi considerăm și avem temei rezonabile să bănuim că aceeași situație va fi creată în turul repetat sau dacă sediul, locația secției de vot va fi la etajul 2, vor avea un motiv în plus să fie practicată urna mobilă la domiciliu și deci acolo respectiv au fost constatate o sumedenie din încălcări electorale sau au votat unele persoanele pentru altele, altele în general nu au avut viză de reședință în satul Călinești din raionul Fălești. În acest sens, noi considerăm că plasarea secției de vot la etajul 2 va
genera o sumedinie de încălcări suplimentare și deci va obstrucționa dreptul de vot a acestor alegători din satul Călinești. Totodată, deci noi am pregătit o contestație la Comisia Electorală Centrală și către autoritățile publice locale din raion și sat, prin care să fie constatate aceste încălcări a legislației electorale și să fie întreprinse măsuri să fie remediate. Mulțumesc. Asta este tot ceea ce am vrut să spun. Încă o dată invit reprezentanții mass media să mergem pe data de 8 martie la Călinești să monitorizăm împreună scrutinul respectiv, pentru că eu sunt sigur că dacă vom fi activi, va fi mass media, probabilitatea fraudelor va fi minimizată. Vă mulțumim și vă dorim o zi bună!